Este o zicală care spune, fă ce spune popa, nu ce face el. Un filmuleț postat pe YouTube a provocat indignare în rândul internauților. În imagine apare un bărbat, neidentificat, încă îmbrăcat în straie bisericești. Bărbatul a început să se mângâie, să danseze la știri și să înjure într-un tren de călători staționat în gara Pașcani. Un filmuleț postat recent pe YouTube a ajuns subiect de presă din cauza imaginilor scandaloase filmate de un amator. Personajul principal este un bărbat care poartă sutană, pare a se afla sub influența băuturilor alcoolice din cauza modului în care vorbește. Acesta abordează câțiva elevi de liceu într-un tren staționat în gara Pașcani și le cere o țigară. Da, ăia țigari fumeze, doamne! Fumeze? Ești popul fumeze? Da, scuze, da, fumeze! Ești rău! Dar pe cum e? Intră în vorbă cu tinerii și spre amuzamentul lor începe să danseze. Individul îmbrăcat în straie biserice se lasă lașciv în jos, dă frenetic din mâini și sare pe acordurile unei melodii populare pe care chiar el le fredonează. Și ăla-i pop, băi, vezi? Da, ești mică. Lasă-mă, dracu! Conform unui ziar județean, imaginile au fost văzute și de preoții de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Și mai mult, au fost trimise bisericilor din toată zona Moldovei în speranța că astfel bărbatul va fi identificat. Niciun preot nu pare însă să-l recunoască. Este posibil ca acesta să fie preot la o biserică din altă zona țării, ori să nu facă parte din rândul preoților, ci doar să fi făcut rost de hainele preoțești și să le poarte pentru a da impresia că este preot. Ancheta este însă abia la început.